Bună ziua! Stăm de vorbă cu domnul primar Gore Bardac, primarul localității Mehadia, unde, spre bucuria noastră, am aflat cu toții că eforturile căutătorilor a celor doi copii nu au fost zadarnice. Spuneți dumneavoastră, care sunteți cel mai îndreptățit prin funcția pe care o dețineți, să spuneți cu lux de amănunt cum s-au găsit copiii și în ce condiții trăiesc acum. Bună ziua, vă spun dumneavoastră și mulțumesc pe această cale tuturor celor ce au intervenit în căutarea copiilor. Și aici mă refer la toate instituțiile statului, poliție, jandarmi, pompieri, Parcul Național, ocoalele silvice, Salvamontul și toți voluntarii din comună care au intervenit în căutările îndelungate, în scopul de a găsi copiii într-un timp cât mai scurt și într-o stare de viață bună, teferi și nevătămați. Ei au fost găsiți după aproximativ 20 de ore de la dispariție. Au fost găsiți undeva la vreo 7-8 km distanță față de domiciliul lor și spre bucuria mea și a tuturor, n-au nicio problemă. Nu sunt loviți, nu sunt vătămați, sunt teferi 100% și au o stare generală bună. Nu sunt răciți, nu sunt, deși au noptat afară, în pădure, au dormit o noapte întreagă, copii de 3, respectiv 5 ani, fără un acoperiș deasupra capului, fără alte haine sau fără alte condiții de a nopta, fără a se acoperi, fără pături, fără nimica. Au dormit afară și, spre bucuria mea, ieri, după o verificare medicală amănunțită, n-au nicio problemă. Nu sunt răciți, nu sunt loviți, n-au nicio... ci pur și simplu au trecut cu bine acest pas, râdeau, erau bucuroși și m-au emoționat foarte tare aceste lucruri. Chiar m-am bucurat din suflet. Ei au povestit cum au petrecut noaptea, au stat îmbrățișați, s-au încălzit unul de la corpul celălalt. Da, într-adevăr, obținem aceste informații de la ei așa, în mod trunchiat, că nici ei nu sunt foarte coerenți în a povesti, dar nici mari pretenții nu avem de la ei la o vârstă din asta așa fragedă, la 3 ani, respectiv 5 ani. Dar la întrebări răspund așa scurt și noi încercăm să creăm filmul dispariției lor și felul în care și-au petrecut aceste ore departe de casă și de părinți. Într-adevăr, fratele cel mare, cel de 5 ani, și-a protejat sora, așezând-o undeva la adăpostul unui arbore și zicea că tot timpul o purta de mână și o căra după el, nu-i dădea niciodată drumul în tot acest timp pentru a o proteja, pentru a-i oferi protecția unui frate mai mare, așa, de care au avut nevoie. Au dormit sub cerul liber, în pădure. După care spuneau că la un moment dat auzeau niște voci trecând pe lângă ei, dar s-au ascuns când au fost în apropierea căutătorilor. Și au fost identificați în marginea drumului național de un participant la trafic care a trecut cu mașina și văzând toată lumea pe știrile, pe rețelele de socializare, faptul că au dispărut doi copii. Inopinant a văzut doi copii în marginea drumului. A oprit imediat. Cunoașteți numele? Nu cunosc numele participantului la trafic care a găsit și îi mulțumesc pe această cale că a luat măsurile normale și umane în aceste cazuri. A sunat la poliție. Poliția era în imediată apropiere, la câțiva zeci de metri, că trecuseră pe acolo poliția voluntară și toți căutătorii, dar ei s-au ascuns de frică și nu i-au văzut. Și au sunat, au fost încredințați poliție și ulterior s-au făcut toate demersurile necesare. Acum, unde se află copiii? Acum pot să vă spun că DGSPC-ul, Direcția Generală de Protecție a Copilului, i-a luat sub tutelă, i-a încredințat unui asistent personal În care, regim de în urgență. regim de urgență, da, și urmează procedurile de încredințare spre creștere și îngrijire
în cadrul legal, în formele legale, legislației din România. Din punctul meu de vedere, am mai spus și o mai spun, un copil, în general, trebuie să crească lângă părinți și în casa natală. Dar dacă condițiile de trai și de viață și de dezvoltare nu o permit, într-adevăr, trebuie direcționați către un mediu de viață mai plăcut, către un mediu cald, propice unui copil de vârstă mică, de 3 ani, de 5 anișori. Ei nu trebuie să fie văduviți de învățământ. Ei nu trebuie să fie văduviți de niște condiții umane, de o baie, de o toaletă, de o bucătărie, de un dormitor propriu. Toate astea, în familia în care ei au crescut până acum, nu li se pot oferi. Și atunci, cred că Direcția Generală de Protecție a Copilului și de Creștere va lua măsura de a direcționa acești copii către un asistent personal care poate să le ofere toate aceste condiții. Și eu vă spun că îmbrățișez această idee. Repet, din punctul meu de vedere, un copil trebuie să crească cu părinții lui și în casa lui, dar dacă nu îi se pot oferi condițiile minime de viață și de trai și de dezvoltare, de educație, trebuie direcționați către o familie, către un asistent maternal și personal care poate să le ofere toate aceste condiții. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.